A început săptămâna patimilor, o săptămână în care ținem post, mergem la biserică și ne ocupăm de curățenia sufletului. Tradiția spune că și casele noastre au parte de o curățenie temeinică, nu numai sufletul. Săptămâna patimilor este ultima și totodată cea mai aspră săptămână a postului Sfintelor Paști. A început în Duminica Floriilor și se încheie în Sâmbăta Mare, respectiv pe 15 aprilie. Mulți credincioși încearcă să țină post negru în unele din aceste zile, având credința că Dumnezeu îi ferește de boli, le dă sănătate și îi ajută pentru tot restul anului. În Marțea Mare se aspiră, se dă cu mătura, se spală geamurile și se fac treburile grele din casă. Potrivit tradiției, Marțea Mare este ultima zi când se spală și se face curățenie generală în gospodării. Joia Mare este cunoscută și ca Joia celor 12 deni sau Joia Neagră. În această zi se vopsesc ouăle. Două alimente sunt total interzise de tradiție în aceste zile, inclusiv în Joia Mare, chiar și pentru cei care nu țin postul: oțetul și urzicile. Vinerea Mare este cunoscută și ca Vinerea Patimilor sau Vinerea Neagră. Este zi de post negru în care nu se mănâncă și nu se bea decât apă. În această zi nu se fac copturi, iar seara se merge la biserică pentru a participa la slujba prohodului Domnului. Credincioșii trec pe sub masă pentru a simboliza suferința prin care a trecut Iisus pe drumul crucii. Sâmbăta Mare este ultima zi în care se mai fac pregătiri pentru Paște. De obicei, în această zi se sacrifică mielul, care este simbolul lui Iisus în tradiția creștină. Însă Săptămâna Mare este bine ca toți credincioșii să fie împăcați cu toată lumea, să ierte și să-și ceară iertare, relatează Antena 3.ro.